Un salut la toată lumea și bine ați venit pe canalul meu. Aici o să vă prezint câteva site-uri în rusă pe care să culegeți ruble gratis, ruble rusești gratis. Tot ce trebuie să faceți, vă arăt acum. Deci, trebuie să vă înregistrați pe acest site pentru a înțelege ceea ce scrie aici. Să traduceți, dați click dreapta aici, după aia dați tradu în română. Și site-ul s-a tradus. Nu se traduce complet, parțial, dar totuși înțelegeți. Și tot ce trebuie să faceți, voi dați click pe unul dintre bannerele astea. 1, 2, 3, 4 bannere sunt aici. Eu o să dau pe acesta. Dați click, vă deschide o publicitate, apoi o închideți și dați culegeți. Dați să culegeți aici. Dați click aici. Și mi-a dat decât 0,01 ruble. Câteodată îți dă și mai mult, 0, vedeți aici. Vă dă de la 0,1, 0,5, 0,6, 0,10, 0,11, 0,50 până la 2 ruble vă dă. Puteți. Eu până acum am strâns 1 rublă și 58. Dați încă o dată click pentru a traduce, pentru a înțelege. Și așa, și acum vă arăt și cum să retrageți. Dați aici pentru a retrage. Și acesta este portofelul meu. Înregistrați portofelul, acesta este portofelul meu în Payeer. Deci va trebui să aveți un portofel Payeer care se numește. O să vă las link în descriere cu acest portofel. Ajunge foarte repede. Nu. Și apoi este gratis, eu zic că e ok. Aici dați aici la setări pentru a vă configura, pentru a vă pune și adresa portofelului. Eu deja o am adresa băgată. Deci, o să vă mai arăt încă unul acum. Dați aici, aici dați ca să ajungeți înapoi la pagină unde să culegeți. Deci, la fiecare 10 minute trebuie să dați să culegeți. Dați pe unul dintre banerele acestea și apoi dați să culegeți. Așa, și acum vă arăt un altul tot rusesc pe care să culegeți ruble. O să dăm tot așa, click dreapta și apoi traduce în română. Și am tradus aici. Acesta este în alt mod. Acesta este ca un miner. Acesta minează ruble. Și aici aveți energia pe care puteți să și cumpărați. De exemplu, eu până acum am produs 0,10 ruble. Deci 0,10 kHz îți generează 0,024 pe zi. Și aici, ca să culege, să ajungă în soldul dumneavoastră, dați aici click și v-au apărut în dați du-te la cont și v-au apărut aici. Pentru a cumpăra putere, dați aici și după aici scrieți câtă putere vreți să cumpărați. Eu momentan acum nu am strâns necesarul ca să pot să-mi cumpăr putere, dar în câtva timp o să reușesc să-i strâng ca să pot să-mi cumpăr putere și cumpăr în continuare până ajung să cresc cât mai mult. Și apoi să încep să și retrag. Eu zic că se merită pentru că e gratis. Deci nu trebuie să investești, nu trebuie să faci nimic. Practic pe acesta nu trebuie să faci propriu nimic. Nu trebuie să te uiți la publicitate, nu trebuie să faci nimic, decât intri din când în când să vezi dacă s-a strâns ceva.
Și acum o să vă mai prezint altul, tot rusesc, ca să reveniți înapoi, dați aici la concurs, ca să reveniți la pagină, dați la concurs aici și la birou privat. Și ați revenit înapoi la pagina unde minează. Și acum să vă mai prezint altul, care este acesta, motor money. Și dați tot așa, clic dreapta, tradu în română. Și aici aveți, asta e pe bază de mașini, cumpărați mașini. Cu cât aveți mașina mai puternică, cu atât vă produce mai mult. Pentru început vă dă o mașină cu care să produceți. Deci voi produceți 0,0034 de ruble pe oră. Stați așa să traduc, pe oră. Ca să ajungeți pe pagina voastră, pe pagina principală voastră, dați aici. Și aici vă arată cât ați minat până acum. Eu până acum am minat 0,14. Dați iarăși ca să traduceți, ca să înțelegeți. Și vedeți, aici aveți dacă vreți să retrageți banii. Dar nu avem încă necesarul pentru a retrage. Minimul de retragere este o rublă. Și aici aveți mașini să cumpărați. Vedeți, fiecare are un cost. Deci voi pentru început o să aveți această mașină care vă produce 0,0034 pe oră. Dacă vreți, puteți să mai, nu știu dacă poți să cumperi aceeași mașină, încă n-am testat, dar aveți aici mai multe, cumpărați ca să produceți cât mai mult, nu știu, e la alegerea voastră. Aveți aici altele, uite, aveți mai multe. Sunt câteva mașini de care puteți să cumpărați. Și aveți și site-uri de publicitate, de exemplu, intrați aici și aveți aici ca să faceți mai repede. Și aici vă vizualizați publicitate, 40, vă și spune cât ține, 40 de secunde, sunt și de 30 de secunde, de 20 de secunde, vă spune și cât vă dă pe fiecare publicitate care o vizualizați. De exemplu, o să dăm pe aceasta, dăm click aici și așteptăm să treacă timpul. Aici. Așteptăm să treacă timpul și apoi ne dă rublele astea, doar dacă vreți să faceți cât mai repede ca să puteți să vă cumpărați altă mașină pentru a mări puterea de calcul. Deci asta e tot în Empire puteți să faceți retrage. Apoi va trebui să treceți numărul care îl vedeți aici. Ce număr vedeți aici? Sunt aici și noi vedem aici 28. Și clicăm pe 28. Și am rezolvat. Și acum închidem. Și această publicitate am vizualizat-o. Este ok. Aici aveți unde se duc fiecare din părți din ruble. Aici se duc la achiziții. Aici aveți la pentru să retrageți și aici pentru publicitate. Să faceți, dacă vreți să faceți și voi publicitate pe acest site.
Este, aveți și o